Dragilor, astăzi încep primul meu antrenament de MMA alături de Marius Florin Cernat. O să vă povestesc cum a fost antrenamentul. Fiți pe fază. Cea mai sigură modalitate să pot controla lucrurile lui este să pot să controlez distanța între mine și el. Dacă controlez distanța, dacă nu îl las să vină în distanța de a-mi da serii lungi, deci el poate să ajungă într-o distanță care ne prinde și poate să-mi dea serii lungi. În MMA seriile sunt mai scurte, nu sunt ca la kickbox, dăm un traut, serii. Tocmai pentru că în momentul în care a ajuns și a mișorat distanța, eu am posibilitatea să mă duc ori către proiectare, ori să intru în zona asta de clinci, care îmi permite la fel să proiectez. Și aici mă pot proteja, ok, nu mă poate lovi, poate genunchi câțiva pe aici să mai îndea prin vulpă, dar aici astea să dau și la de sport, pe genunchi și la vulpă. Deci distanța nu îmi permite să stau în serii de alea, să tot dăm, să omorâm pe cineva. N-avem cum, da? Bun. Mă interesează pașii. Cum se închide distanța, cobor și duc la sol. Da? Se închide distanța, cobor și duc la sol. În momentul în care omul lovește, da? Și e concentrat pe lovitură, e foarte greu să se apere pentru sprawl-ul ăsta. E foarte greu să se apere la intrarea la picioare. Pentru că ce faci? Îi dispar din câmpul vizual. Și dacă lovesc, și la un moment dat Bianca coboară și dispare din câmpul vizual, da? E o chestie care mă și demoralizează cumva, pentru că eu l-am căutat să bat și nu mai e în față în momentul ăla. Maestre, dar care este distanța de atac? Adică, de exemplu, noi avem distanța de atac la noi în kickboxing, e exact cu braț jumate în față. Braț jumate. Deci este exact o jumătate de braț în plus față. Înțeles. Și când intri în braț, deja trebuie să le știi să folosești. Și când am ajuns în distanța asta din braț, aici nu putem să schimbăm prea mult, pentru că mă mor. Da. Ok. Da? Loviturile sunt foarte puternice, indiferent unde vin. Deci un braț jumate, da, distanță? Un braț jumate. Adică, eu când zic un braț jumate, tu spui închid să nu într-un braț, da? Da, ăsta e braț. Ăsta e braț, da. Înțeleg? Un braț jumate suntem aici, astfel încât dacă ne întindem, ajungem. Ok. Aici. Da. Suntem aici. Când ne-am întins, okay. Amândoi, cam asta e distanță. Ok, bun. Da? Și-o păstrăm. Iar de aici, cum îmi controlez distanța? Că e important să pot controla distanța prin brațul întins în față. Da? Brațul întins. Nu stau într-o gardă închisă gen aici, pentru că evident că se apropie, da? Deci pot să controlez și pot să urmăresc. Mă uit, când intră, ok? Noi tot facem de fiecare dată la antrenamente jocul ăsta de păstrarea distanței, în care încerc să ating foarte mult pe picioare. Da? Pe picioare sau pe cap. Tocmai ca să aibă managementul ăsta al distanței, să poată să înțeleagă de câte ori atingem. Suntem în distanța de lupt. Da? Eu o să încerc acum să-i ating partenerul, ori piciorul, ori cap. Da? Hai să încercăm. Pot să-i parez brațele, sau pot, dacă mă duc pe el, vrea să-mi atingă el, încercă. Da? Ne putem juca. Da. Intru și eu, că nu poate să lovească brusc de două ori. Da?
felul în care am intrat eu aici mă ajută să fac atacurile pe picioare. Aici poți face două atacuri pe picioare. Unul care e un pic mai pretențios, în care îi prind degetele. Îi prind degetele și mă rotesc către umăr. Sau unul mai puțin pretențios, în momentul în care am prins și am intrat, izolez glezna, deasupra glezna. Foarte important să fie deasupra glezna. Nu vreau să-i las piciorul să se miște liber stânga în dreapta. Vreau să-i țin laba piciorului în zona asta, fix la sub braț. Deci în momentul în care am izolat glezna, laba piciorului este fix la sub braț. În situația în care el vrea să împingă piciorul să nu poată. Pentru că una din ieșirile lui aici este să-mi facă un frontal kick, un fel de mai aderit. Frontal kick și să întoarcă vârful către exterior. Și atunci poate să scape. În situația în care nu îl las, pentru că îi țin, practic, am tras cotul peste călcâiul lui către coastele mele. Nu-i dau voie să miște la piciorul deloc. Aici, indiferent ce face. Poate să mă lovească cu piciorul ăsta în cap, deci să fiu foarte atent aici. Îl prind de genunchi, cobor, piciorul ușor. În situația asta, mă duc către umăr și mă uit în saltea. Nu că mi-ar place salteaua foarte mult, dar pentru că am mult loc în spate să mă pot întinde. Strâng genunchii foarte bine. Mă extind în spate. Problema aici apare când mă las pe spate. Poate apare o problemă serioasă când mă las pe spate și vreau să trag și trag și trag și trag și nu se întâmplă nimic. Pentru că n-am unde, deja am pus talpa în sol în momentul ăsta și nu prea am unde să trag. Pun doar așa o mică presiune pe zona de gambă, care e suportabilă. Nu e... Poate la sală un coleg o să bată, dar într-un mediu nu bate nimeni aici. Da? Nu mă interesează să-i presez gamba, mă interesează să-i izolez zona de gleznă și să-i iau extind către spate. Piciorul ăla o să fie fix la zona de fundul lui? Nu, tac, tac. Tac, așa. Cobor ușor în fund. Cobor ușor în fund. Ușor. Nu trage. Ok. Asta nu e nici în acest stat. Trece genunchi puternic. Pe o parte și o pune pe piciorul, trage încet. Către spate, da? Ok. Mamă, mamă. E o întreagă poveste aici. Chiar așa. Thank you.
vrea să pot pe distanță, în alte munturi pot să fără munturi de MMA, da? Aici, mă refer la MMA și în campul. Ce efort pe domnul meu, ai robot sau n-ai robot? E un efort mix, tocmai asta. Păi și la kick e mix. Avem, ca în orice sport, avem o parte de efort aerob, o parte de efort anaerob. Deci nu e... Și la sol, de exemplu, efortul ăla mie mi se pare... Nu inclusiv, la, inclusiv la sol. Inclusiv la, la, și la sol este. La un moment dat să schimbă tipul de efort. În funcție okay. de cât angajament ai și cum respiri. La un moment dat ajunge ca sursa ta principală de energie să fie aerob pe care poți să respiri. Deci trebuie aerob și la ajunge, ajunge, da, pentru că corpul uman se comportă la fel în toate sporturile astea de luptă, se duce repede. De exemplu, dacă stau în picioare și fac stand-up, mă simt că la mine acasă, că mă pui să la sol, pe o minută Asta pentru că la sol, în momentul ăsta, tu ești destul de încordat. Încordarea asta musculară te face să arzi energia foarte repede. Și în momentul ăla începi să te sufoci pentru că nu poți să tragi atât aer pentru că câtă energie ai nevoie, depui un efort foarte mare, mult mai mare decât e nevoie. Okay. Efortul tău pe care l-ai depus și acum în pușcă, cred că era cam din vreo 4-5 ori mai mare decât era cazul în momentul ăla. Da, da. Și asta normal că te face să te sufoci, pentru că ajungi în situația în care nu poți să ai energie decât din aer. S-a dus totul din organismul tău. Și cușca se așa pot, de mică, da, nu poți respira. Nu mai poți mai, n-am să mai fugi. Nu poți respira suficient încât să poți duce tipul ăsta de efort, decât dacă înțelegi foarte bine lupta. Cei care au experiență, ei știu când să respire și știu când sunt momentele în care poate să facă puțină, cum spunem noi, puțină furăciune. Momentul în care poate doar să respire și să își reîncarce bateriile, astfel încât să poată să facă iar acțiune. În momentul în care tu faci o acțiune continuă timp de un minut, automat vei trece pe un efort. Ok. Am înțeles. Mai se da, eu pot să lovesc când e la sol, se dau pe la spate, pe cap, se dau un picior nu. În cap? Nu. Numai nu. Din față, nu. Dar din lateral? În momentul în care omul a căzut la sol, nu-l mai lovești cu piciorul la cap. Da, poți să-i dau în burtă? Poți să-i dai în burtă, da, poți să-i dai, poți să-i dai în cap, poți să-i dai în burtă. N-am voie să dau în cap. N-ai voie. Deci e destul de periculos. Când era înainte de luptarea, nu știu dacă era UFC, era altfel se numeau? Pride. Pride. Bă, dădeau și din lateral și nu? Nu dădeau și din... Da. În principiu da, dar acum important ar fi și siguranța. Mai ales că sunt anumite lucruri pe care nu le poți antrena. E foarte greu să antrenezi la sală, să lovești pe cineva, să-i zdrobești capul când era sol. Nu știu, nu prea îmi dau seama cum poți să antrenezi chestia asta. Cum poți să iei doi oameni să-i pui să-și drobească? Da, da. Mai sunt anumite sporturi, mă rog, sau nici dacă sunt sporturi, tipuri de astea de lupte, care cultivă fel de fel de mituri din astea, gen ia un pic și ți-l bag în ochi. Da? Dar eu întreb acum cum poți să antrenezi treaba asta la sală, adică ce facem? Luăm un pic și ți-l băgăm în ochi, ne scoatem câte un ochi fiecare, plecăm toți acasă. Da, mai știu, uite, mai știu când era faza cu... Era la box și dă cu paharul peste nas și trupe nasul și toți erau panicați că chiar așa se întâmplă.
Și chiar mai am întrebări din astea. Cumva s-a, să zic că la boss cumva s-a întâmplat chestia asta. Nu neapărat cu paharul, dar s-a întâmplat. Adică se rupă nasul, efectiv intenționat, antrenorul, se rupă nasul la sărat copil, vine și el acolo să... să facă pentru el și vine și dă una peste nas. Eu am intrat în sala de box când eram în clasa 5, am intrat în sala de box și am intrat rezacumitul ăsta în cap. Deci, un an de zile mă tot sperea de maestru, mă tot uitam că nu o să-mi spargă nasul, că nu o să-mi spargă nasul, că nu o să-mi spargă nasul. Eu cred că mai există obiceiuri de-astea așa să-ți mai dea câte una așa la joacă. Probabil că cândva bun maestru a spart nasul unora, mă gândesc, dar asta cu deliberat. Cu tortură de asta deliberată, eu n-am trecut așa. Am intrat într-o sală de box în anii 80. Mai este tu de cât timp practici BJJ-ul și MMA-ul și Kyoko? Care este? De cât timp? Efectiv, ești antrenor? Arte marțiale eu fac de mulți ani. Eu am făcut și karate înainte de BJJ, înainte de toate. Am început serios artele marțiale cam în urmă cu, să zic, 25 de ani, să fie 25 de ani, 24-25 de ani de atunci. Da, în partea de BJJ am intrat undeva în urmă cu vreo 15 ani, cred că să fac anul ăsta vreo 15 ani. De când am atunci nu era BJJ în țară, că era. Când am început eu BJJ, cred că era un singur club în București. Antrenorul era centura albastră la vremea aia. Okay. Acum în România suntem, cred că, peste 50 de centuri negre. Ca să înțelegi tu, în BJJ, centura neagră se ia undeva între, nu știu, 7 și 10 ani în funcție de activitate. Poate 7 și 12 ani în anumite cazuri în care unul e foarte activ, poate 14 ani în cazul în care e foarte puțin activ. Ca să iei 14 ani ca să iei o centură în BJJ? Sunt oameni care se antrenează două ori pe săptămână. Când te antrenează două ori pe săptămână, da, ar putea dura 14 ani. Un copil de la ce vârstă se poate apuca de MMA sau de BJJ? O vârstă optimă? În principiu de BJJ, un copil cred că se poate apuca la 5 ani. Eu am început chiar cu copii mai mici de 5 ani, am început cu copii de 4 ani. Sunt anumiți copii care au capacitatea de a magazina foarte repede anumite informații. Am chiar un copil la momentul ăsta în sală care face cu mine de la 4 ani și acum cred că face 13 în vara asta. Deci în toamnă deja are 9 ani de când face. Are tehnica aproape de centură neagră. N-are forță. Nu are forță, dar în schimb, din punct de vedere al motricității, se mișcă. Deci de la 5 ani te poți apuca de MMA și de BJJ? Partea de MMA e, să zicem, că e un pic mai complexă. Mai complexă, pentru că MMA-ul presupune și parte de lovituri, și parte de wrestling, lupta asta din apropiere, din clinch, care e un pic diferită, pentru că acolo se pot aplica tehnici și din judo și din lupte, în special din lupte, se pot aplica tehnici, dar cu copii, partea de copii pentru MMA se bazează la începutul intrării lor în sală pe crearea unei motricități, pe crearea unei memorii musculare, nu neapărat pe o luptă dură, pe lucruri de astea foarte grele, copiii nu pot merge cu capul spart la școală pur și simplu după un antrenament. Și mai am o ultimă întrebare, maestre. Ultima întrebare, că și puteți să ducem patru ori la Rome Expo, că și acolo au foarte mulți elevi. Când cineva vrea să se apuce de MMA, ar trebui să știe și kickboxing și jiu-jitsu brazilian ca să poată, ca să știe și stand-up, să știe și sol și apoi să se apuce de MMA? E o întrebare pe care o aud foarte des. Cred că numai săptămâna asta m-am întâlnit două. Exact. Și o întrebare pe care o repet eu. Da. O aud foarte des. Este bine când sportivul are o bază, când a mai făcut un sport. Asta mereu am spus-o. Și dacă a făcut volei, se simte. Okay. Este poate mai complicat atunci când vine din kickbox. Este mai complicat să facă tranziția către MMA. Este mult mai ușor când vii din lupte sau din Brazilian Jiu-Jitsu să faci tranziția asta. Pentru că striking-ul este ușor diferit față de cel mai, poate chiar nu ușor, poate chiar mai mult decât ușor diferit decât cel din kickbox. Distanța de lovire este alta. E un braț și jumate, da, distanța de atac. Și este foarte greu să obișnuiești un kickboxer cu alte distanțe de luptă, cu serii mai scurte de lovituri, cu alt tip de angajament în luptă. E mai ușor să aduci un sportiv, să zicem, din lupte sau din Brazilian Jiu-Jitsu și să-l înveți striking-ul de bază ca să poată descurca în MMA. Ok,
Eram alături pe maestru Florin Cernat. Maestru, este o onoare să lucrăm împreună. Maestru Florin Cernat face antrenamente de MMA și de Kempo la Academiile Cătălin Moroșanu, la Romexpo și la Chiajna. Pentru noi este o onoare că colaborăm și vă așteptăm un număr cât mai mare să învățați lucruri extraordinare pentru dezvoltarea voastră personală.